Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție și Sănătate. Ana Maria Demetrescu, mă numesc, profesor inginer în alimentație, nutriționist și fitoterapeut. Așa cum v-am spus de data trecută, astăzi o să vorbesc despre diabet, adică despre boală. În emisiunea anterioară am vorbit despre prediabet, despre o glicemie puțin crescută și cum putem să prevenim acest diagnostic. Se presupune că nu am avut grijă, am ignorat sau nu am făcut analizele la timp și am fost diagnosticați cu diabet. Diabetul este o boală de nutriție. Așa este ea clasificată și trebuie să o înțelegem ca atare. Adică, datorită alimentației dezechilibrate, nutriției dezechilibrate, această boală se poate declanșa. Am vorbit data trecută despre cauze. Sunt multiple, deci nu putem să știm exact 100% de ce se declanșează această boală. Hai să vedem însă ce putem să facem dacă suntem diagnosticați. Mai exact, am căutat niște statistici generale pe care pot să vi le prezint ca să vedem de fapt ce înseamnă această boală. Iar în lume, în 2021, statisticile care au fost făcute, 537 de milioane de oameni au fost diagnosticați cu această boală. Deci mă refer diagnosticați, pentru că multe persoane nu știu sau sunt la început și categorii nu au intrat în această categorie. Adică 1 din 10 adulți, pentru că aici este statistica făcută doar pentru adulți, are diabet. Mai exact, o boală, zic eu, banală, pentru că putem să prevenim lucrul acesta. Mulți dintre noi știm, mulți dintre noi ne dăm seama, însă ignorăm. Adică considerăm că dacă nu facem mișcare, este într-adevăr un factor de risc pentru apariția diabetului de tip 2 și o să vorbesc în continuare despre diferența, pentru că avem două tipuri de diabet, de fapt 3, dar al treilea nu este neapărat o problemă. Și la fel am găsit o statistică, undeva la 76% dintre românii consideră că da, este o problemă dacă nu facem mișcare. Toți spun în general, e bine să facem mișcare, din cauza aceasta ne îngrășăm, din cauza aceasta apar problemele de sănătate, însă una spunem și alta face. Adică, de la teorie la practică, așa cum îmi spun mie pacienții, este cale lungă. De fiecare dată, pacienții care vin în cabinet îmi spun, știu teoria, știu ce ar trebui să mănânc, dar am nevoie de cineva, de o recomandare, de cineva care știe să mă ghideze. De aceasta sunt specialiștii în diferite domenii. Da? Poate ne pricepem, de exemplu, să lucrăm pe calculator, dar nu ne pricepem, nu suntem specialiști să facem ceva anume, adică nu știm foarte, foarte bine cum să facem lucrurile acestea. Și de aceea este bine să apelăm la un specialist pentru a ieși ceva corect. La fel, poate dacă avem o mică problemă de sănătate, poate știm ce ar trebui să luăm, dar ne ducem la medic. De ce? Ca el să ne confirme și el să ne ajute cu recomandările. Plus de asta ne facem și niște analize medicale frecvente. Deci, repet, este nevoie să apelăm la specialiști atunci când avem anumite situații. Chiar dacă noi le știm. De multe ori nu ne ies, pentru că nu avem experiența specialiștilor. Chiar dacă teoria o știm, practica clar nu o avem. Așa că, da, spunem că avem o problemă, recunoaștem că știm și nu facem și atunci haide să vedem cum rezolvăm acest lucru. 80%, 86% aproximativ consideră că obezitatea și surplusul de greutate duc la apariția diabetului de tip 2 și medicii de fiecare dată și mă bucură lucrul acesta spun, avem grăsimi abdominale? Ok, înseamnă că riști să faci diabet și atunci este bine să slăbești. Da? Sau, în cazul în care există doar grăsimi abdominale, să dai acele grăsimi abdominale jos, pentru că acelea sunt pe organe. Însă, 45% să zicem că da, încep să facă mișcare, da? Aproximativ jumătate din cei care au spus că știu, la fel 52% la fel consideră că sunt obezi și ar trebui să facă ceva. Perfect. Din fericire, unii dintre ei apelează la un specialist sau încep să aibă grijă la alimentație, la stilul de viață și slăbesc. Însă unii nu. Așteaptă până apar problemele de sănătate. Iar din păcate, la fel, am găsit o statistică, bolile care îi sperie pe români. Pentru că aici este foarte interesant. Ne-am obișnuit să fim bolnavi.
ne-am obișnuit să avem probleme, ne-am obișnuit să avem diabet, ne-am obișnuit să avem colesterol, să avem trigliceride, ne-am obișnuit să avem aciduric, adică lucrurile sunt foarte simple. Da, sunt bolnav, toată lumea este bolnavă. Nu, nu toată lumea este bolnavă și nu este normal să fim bolnavi. Nu este normal să știm medicamentele, denumirea medicamentelor mai bine ca medicii, nu este normal să mergem cu sacoșa de la farmacie acasă de medicamente, nu este normal să luăm 10-15 medicamente pe zi. Da? Lucrurile acestea nu sunt normale. Organismul nostru, corpul nostru, viața noastră nu sunt obișnuite cu aceste lucruri. Da? Faptul că noi ne-am obișnuit și faptul că noi am acceptat lucrurile astea nu înseamnă că suntem bine, că suntem sănătoși și că totul este perfect. Nu. Și atunci, tot așa, statisticile spun că 1 din 10 români au diabet de tip 2, da? Diabetul zaharat, așa cum se mai numește, și 3 din 10... vedeți că au prediabet. Prediabetul despre care am vorbit în emisiunea trecută și chiar vă rog să o urmăriți pentru că o găsiți pe internet, să vedeți cât de periculos este, pentru că nu ne dăm seama de el. Dar dacă noi am conștientizat că avem un prediabet, atunci am putea să luăm măsuri ca să nu ajungem la această boală care, după spusele specialiștilor, mănâncă pe interior, da? Cu ghilimelele de rigoare. Adică provoacă alte probleme de sănătate. Automat, persoanele cu diabet au și probleme cu tensiunea, probleme cardiovasculare, au și probleme cu vederea în timp, da? Au și probleme cu pielea, respectiv cu vindecarea rănilor și după, Doamne ferește, mai departe, știți, amputarea membrelor și, și așa mai departe. Da? Deci nicio persoană care are diabet și nu are grijă la alimentație, ci pur și simplu mănâncă dezechilibrat, ia pastile, ține oarecum glicemia în limite, așa cum spun ei în limite, pentru că să nu fie 300, să fie undeva la 150, da? Sau 200, acele persoane care ignoră total faptul că alimentația este baza acestei boli, da? Ajung mai târziu să facă diferite complicații. Și lucrurile astea bănuiesc că le vedeți. Sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră are cel puțin un membru al familiei bolnav de diabet. Da? Și atunci, dacă vedem că în România sunt 823.000 de oameni înregistrați cu diabet, repet, înregistrați, da? Pentru că sunt unii care nu sunt înregistrați, deci au diabet și nu știu încă, sau momentan își țin din alimentație glicemia în limitele normale, sau au scăpat de diabet, pentru că au avut la început un diabet de început și atunci au reușit să regleze pur și simplu, și 7 din 10 români au ajuns, că este o statistică, pe ultima 100 de metri la medic, adică în stadiu avansat al bolii. Am ignorat acea glicemie de 120-150, nu am ținut niciun regim sau nu aveam avut grijă nici de alimentație și am ajuns în timp la 240-250, chiar și 300 glicemie, adică în stare de rău la spital, și automat că diagnosticul a fost foarte clar. Boala se dezvoltă atunci când insulina nu mai poate să regleze zahărul din sânge, da? Deci este foarte simplu. Sau când pancreasul nu mai poate să secrete suficientă insulină, da? Nu mai este recunoscută această insulină de celule și nu mai poate să regleze, da? Sunt două variante. 45% dintre persoane nu cunosc mecanismul de declanșare, adică nu știu că dacă este glicemia puțin crescută, ei pot face diabet oricând. Și ce se întâmplă mai exact, despre ce este vorba? Pentru că, din păcate, educația, ca să zic așa, sanitară, educația nutrițională în școli este zero. Mulți copii nici nu știu ce mănâncă. Mulți copii habar nu au de la ce se face diabet. Sunt și adulți la fel care nu știu. Mulți adolescenți nu știu că bolile acestea le pot agrava foarte, foarte mult tot ce înseamnă viață. Le poate complica viața. Da? Tot ce înseamnă visul lor de viitor, obiectivele de viitor, pentru că mulți visează ca după ce termină școala să ajungă undeva, dar nu se gândesc că obezitatea și bolile, de exemplu cum ar fi diabetul, pot fi un impediment în ceea ce privește visul lor, da, obiectivul lor. Și le spun adolescenților de fiecare dată la cabinet, gândește-te că dacă tu ai un surplus foarte mare de greutate, te vei îmbolnăvi. Tu acum ai 14-15 ani. După 20 de ani, există posibilitatea să ți declanșeze o boală, mai ales că văd aici, în cazul celor care aveau, o glicemie puțin crescută.
Și atunci ce facem? Tu poate ești foarte deștept, da? Ești foarte bun în ceea ce faci, înveți bine, ești un copil capabil, un adolescent care are un viitor în față. Gândește-te că nicio multinațională, nicio companie mare nu te va angaja pe tine dacă tu ai probleme de sănătate. Deci viitorul tău va fi pur și simplu spulberat. De ce? Pentru că nu ai avut grijă să ai o greutate normală și să-ți ții oarecum sănătatea în limite, da? Deci trebuie să fim foarte conștienți, mai ales cu copiii și adolescenții. Și spun de fiecare dată când văd adulți care apar pe la televizor sau apar în mass media sau apar pe internet și spun că este ok să te simți bine în corpul tău, este ok, nu este nicio problemă dacă ai o mică problemă de sănătate sau așa, pentru că se toate se reglează, important e să fii tu zen, nu este ok. Influențați foarte mult copiii, influențați foarte mult tot adolescenții care își ignoră pur și simplu greutatea și problemele și ajung să fie niște adulți bolnavi. Da? Și atunci nu toți au norocul să aibă, nu știu, o familie care să-i susțină sau o familie cu un potențial financiar sau să fie foarte deștept într-un domeniu și să-și găsească un loc de muncă foarte rapid. Da? Nu toți au norocul ăsta. Nu-și găsești cei sănătoși, da? Și fără supus de greutate. Ce să mai zicem de cei care sunt obezi? Da? Obezitate morbidă, deja peste 20-30 de kilograme în plus. Adică un adolescent la 15-16 ani care are 100 de kilograme, vă dați seama că la un interviu când va veni, da, primul lucru care va fi impactul vizual. Și atunci, indiferent ce face el, sau știți foarte bine întrebările de la interviuri care sunt, da? În afară de faptul că trebuie să aducem o adeverință de la medicul de familie că nu suferim de nicio boală, lucru care clar este un criteriu atunci când ne angajăm, dar unde ne vedem peste câțiva ani? Și dacă noi suntem deja obezi, peste câțiva ani probabil o să ne vedem cu un surplus foarte mare de greutate în cazul în care nu facem nimic. Deci lucrurile se pot schimba. Nu este problema cea mai mare că am ajuns acolo. Problema este că ignorăm lucrul acesta și ajungem să ne îmbolnăvim. Diferența între diabetul de tip 1 și diabetul de tip 2 este că diabetul de tip 1 nu duce neapărat la un surplus mare de greutate sau nu este declanșat neapărat de surplusul mare de greutate. Da? În general, copiii se nasc, dacă apare la copii, copiii se nasc cu această problemă sau apare în primii ani de viață și este insulinodependent. Da? Și o să vă arăt imediat și ce înseamnă. Diabetul de tip 2... clar, este de la alimentație, de la obezitate, de la surplusul foarte mare de greutate și se poate ține limitele normale cu medicamente, adică nu trebuie să ne injectăm insulină. Da? Am aici o mică imagine, diabetul de tip 1, da, avem cristalele de glucoză în sânge și în partea cealaltă unde există și insulină, deci în cazul diabetului de tip 1 nu se mai secretă deloc insulină, deci nu mai există și atunci de asta facem injectabilă acea insulină. În cazul diabetului de tip 2 mai există, deci acolo se mai poate face ceva din punct de vedere al alimentației. Însă și la diabetul de tip 1 se poate reduce doza de insulină. Am pacienți care au diabet de tip 2 și fac și insulină, iau și medicamente, pentru că alimentația lor a fost total dezechilibrată încât organismul nu mai poate. Exact ăsta este cuvântul. Da, pancreasul nu mai poate. Și atunci trebuie să facă și insulină. Și e de tip 2, repet, da? Deci mare atenție. Iar atunci când am intrat în program și au început să slăbească, automat s-a redus foarte mult doza de insulină. Unii chiar au mai multe luni au renunțat sub recomandarea medicului, adică medicul le-a scos din baza de tratament insulina și au rămas doar cu pastile, iar în timp, pentru că totul se reglează în timp, nu într-o lună, două, da, mare atenție și niciodată nu recomand sub nicio formă să scoateți pastilele din tratamentul dumneavoastră singur, ci pur și simplu sub recomandarea medicului, dacă nu aveți posibilitatea să luați legătura cu medicul specialist, măcar medicul de familie, da, pentru că glicemia atunci când scade, da, mai ales când scade sub 70-60, ne provoacă iar anumite probleme, adică putem să intrăm în comă diabetică, deci mare atenție, da? Deci nu o lăsăm să scadă, dar lucrul ăsta vorbesc cu pacienții când vin la cabinet. Da? Și vedeți iar o imagine foarte explicativă, da? Normal, insulina care este secretată de pancreas, receptorii care recunosc, adică celulele care recunosc această insulină și reglează glucoza din sânge. În cazul diabetului de tip 1 nu mai este secretată suficientă insulină mai deloc,
aproape, da, automat receptorii nu au ce să identifice și glucoza rămâne în sânge. Și de tip 2, o parte, da, insulina este secretată, dar din păcate receptorii fie nu o recunosc, fie nu este suficientă ca să regleze zahărul din sânge. Simptomele, pentru că aici este foarte, foarte important. Când apar anumite simptome, când nu ne simțim bine, mergem și facem analize medicale, cele clasice cel puțin, că acolo putem să vedem ceva, nu-l ignorăm total. Da? O dată pe an, o dată la 6 luni, cum considerați, depinde acum dacă avem și alte probleme. Da? Senzația de foame, că mâncăm tot timpul, da, ne este tot timpul foame. Setea și mai ales setea noaptea, mare atenție, dacă beți foarte multă apă, vă este sete tot timpul și mai ales pe parcursul nopții, să știți că asta poate să fie o cauză. Nu mai vedem foarte bine, da? Deci nu, avem și cum ar fi o ceață, da? Glicemia mare dacă ne facem automat analizele, urinăm frecvent, da? Mergem frecvent să urinăm și ne amorțesc mâinile, picioarele, niște furnicături, da? Pur și simplu din senin, da? Mâinile și picioarele. Ne doare capul la fel, avem dureri mari de cap sau există posibilitatea să slăbim foarte brusc. Da? Și aici poate să fie asociat cu diabetul de tip 1, mare atenție, pentru că unii specialiști spun că diabetul de tip 1 se poate face în primii ani de viață și atunci este bine să avem analize și automat o stare de sete și acele furnicături, da? Deci nu uităm de ele. Sau vindecarea rănilor, da? Se vindecă foarte, foarte greu. Ne tăiem sau ne lovim și se vindecă foarte greu. Ok. Specialiștii spun acum că dacă depășește glicemia indicele de 108, da, 100, 100 și un pic, 108, înseamnă că ar trebui să ne îngrijorăm. Deci poate să fie un prediabet, este la limită. Dacă depășește pe 200, clar este diabet, dar așa cum am vorbit și în ediția trecută, avem grijă foarte mare la să ne facem și celelalte analize, da? Hemoglobina glicozilată și rezistența la insulină, nu uitați, da? Pentru prediabet. Peste 300, nu mai zic, dacă este un pericol foarte mare și categorii ne simțim foarte rău, dar și sub 50 și la fel este un pericol și asta se poate întâmpla atunci când persoana respectivă are diabet și ține un regim și ea să face insulină foarte mult, adică mult prea mult pentru organism. Da? Dar eu lucrurile astea le discut foarte bine, mai ales în prima lună cu pacienții care suferă de diabet și ei în general își monitorizează glicemia, adică ei știu când scade, știu când crește, știu senzațiile, da? Și atunci comunic foarte bine cu pacienții care au problemele respective. Primul lucru pe care îl fac atunci când vine o persoană cu diabet la cabinet, o întreb dacă ține un regim. Răspunsul 100% este nu. Sau da, mi-a dat medicul diabetolog o listă trasă la serviciu de 10.000 de ori în care îmi spune să mănânc cartofi de două ori pe zi, de două ori pe săptămână, scuze, și să evit nu știu ce alimente, dar eu de fapt nu știu ce să mănânc și cum să mănânc. M-am îngrășat, glicemia mea este în creștere, mi-a schimbat tratamentul și, repet, în unele cazuri se ajunge să facă și insulina. Ce înseamnă indicele glicemic? Indicele glicemic al alimentelor practic reprezintă creșterea glicemiei. Da? Atunci când mâncăm un aliment, glicemia crește puțin, mai mult sau foarte mult, da? Mic, mediu, mare. Alimentele care cresc glicemia foarte mult, da? Care au indice glicemic mare, trebuie evitate, clar. În prima lună de program, evităm. După aceea le introducem treptat în alimentație. Cele care cresc glicemia mediu, adică indice glicemic mediu, putem să le consumăm ocazional. Iar cele cu indice glicemic mic sunt ok, da? Deci nu avem probleme. Dacă vă uitați puțin pe imaginea mea, vedem foarte bine, da? Porumbul, mare atenție, pentru că aici am avut niște discuții, porumbul și mămăliga, da? Făina de porumb, mălaiu, are indice glicemic mare. Bere, adică cine consumă băuturi alcoolice, în special bere, și cine consumă nu neapărat dulciuri, ci făinoase, pâine, cine mănâncă multă pâine, da? Pâinea albă, pâinea clasică, are indice glicemic mare. Aceasta duce la creșterea glicemiei. Sunt persoane care spun, nu mănânc deloc dulciuri, nu știu de unde am făcut diabet, da, dar mănânci foarte multă pâine. Și atunci, dacă tu mănânci o pâine la masă, automat
da? Glicemia ta este crescută datorită acestui lucru sau din cauza acestui lucru, da? În mediu avem câteva fructe și legume pe care ar trebui să le consumăm cu moderație. Avem grijă la struguri, la prune, dar cu moderație, adică să le mâncăm, să zicem, o dată pe săptămână. Eu cam așa le recomand, da? Iar cele care au indice glicemic mic, sunt ok, deci putem să le consumăm fără, să zicem, o restricție, dar nu în cantitate industrială. Pentru că contează foarte, foarte mult și cantitatea pe care o mâncăm. Da, am grijă ce mănânc, dar mănânc foarte mult. Păi dacă noi mâncăm foarte mult, cantitatea aia de mâncare, și nu mai zic de indicele glicemic al alimentelor, că dacă mănânc, de exemplu, strugure și mănânc, nu știu, un bol mare de struguri, da, ceea ce înseamnă 2 kg de struguri, vă dați seama că acolo nu mai avem indice glicemic mediu, pentru că e vorba de cantitate, indice glicemic se calculează la 100 de grame. Da? Avem deja cantitate mult mai mare de glucide, da? Și atunci crește glicemia mult mai mult. Contează, repet, și cantitatea. Sau la fel, avem grijă la ceea ce mâncăm, dar totuși crește glicemia. Cantitatea, da? Carnea grasă, tot ce înseamnă porc, carne roșie vită, limitată, eu în prima lună reduc, adică le scot din alimentație, după care le adăugăm treptat în funcție și de surplusul de greutate, de obezitate și de grăsimile abdominale. Deci toate, și dacă mai avem și un colesterol sau un acid uric, mai ales la acidul uric, clar scoasă carnea grasă, da? Eventual cel mult pește, pui, dacă persoana respectivă, pacientul, nu poate să reziste. Pentru că dacă glicemia crește foarte mult, crește și acidul uric, crește și colesterolul, și dacă ne trezim și cu o gută, carnea nu mai are ce să-i facă, nu mai are loc în alimentația noastră. Știi foarte bine că guta, dacă apare, dacă suntem diagnosticați, trebuie să reducem foarte, foarte mult carnea. O să vorbesc și despre, o să am o emisiune și despre acidul uric care este crescut. Ok, hai să vedem ce facem în cazul în care am început un regim, da, alimentarea, și ce putem să fie, ce să luăm ca și remediu natural. Este castravetele amar, castravetele amar care am văzut că a apărut și la noi pe piață, care se poate consuma, însă nu se găsește tot timpul, dar există ceaiul din castravetele amar, se numește momordică mai exact, și găsiți și tablete, respectiv, repet, ceai. Așa că puteți să încercați acest remediu natural care să vă ajute să reglați glicemia. Da, mai există cromul, la fel, care se poate lua și poate să regleze glicemia în cazul în care, repet, nu suntem diagnosticați cu, adică poate avem un început de diabet și atunci încercăm să mergem pe remedii naturale, automat regim strict cel puțin în prima lună, după care să încercăm să avem grijă să luăm și un remediu natural. Monitorizată glicemia și acasă, da? Avem grijă să slăbim în cazul în care avem un surplus foarte mare de greutate sau obezitate, și de asemenea avem grijă să nu scadă foarte, foarte mult în cazul în care luăm tratament, da? Pentru că de fiecare dată fluctuațiile astea nu sunt ok pentru organism. Dacă scade, mulți pacienți știu ce să facă, fie ciocolată amară, 70-80% cacao, fie o linguriță, un vârf de linguriță de miere. Aveți grijă că mierea de albine este exclusă, da? Deci nu avem, n-are ce să caute în alimentația unui diabetic. Sunt alimente care pot fi consumate, inclusiv pâine. Da, există pâine pentru diabetici care conține, avem grijă și la sare, da, mare atenție la sare, excesul de sare, care are conținut redus de sare și respectiv este făcută dintr-o făină dietetică. Așa că încercați, putem să mâncăm lactate, dar fără zahăr, fără adaosuri, avem grijă la fructele confiate, avem grijă la tot ce înseamnă dulciuri, produse de patiserie, tot ce conține făină, gluten, prăjeala, la fel, că am vorbit data trecută despre acest lucru, avem grijă să ne facem un regim, da, eu așa numesc, pentru că vorbim despre boală. Și cum vorbim despre boală, vorbim despre regim, da? Deci un regim alimentar, în primul rând, dacă avem niște suplimente alimentare care să ne ajute, am vorbit despre ele, și încercăm cât de mult se poate să o menținem la un nivel scăzut. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați că puteți să intrați și în direct. De asemenea, mă găsiți și pe site-urile de socializare. O zi bună vă doresc, Ana Maria Demetrescu. La revedere!